Bun venit la Starea Nației, eu sunt Dragoș Pătraru, gazda dumneavoastră. Haideți, haideți, poftiți să începem săptămâna frumos. Adriana Săftoiu va fi alături de mine în partea a doua a emisiunii. Vom discuta despre programul parlamentarilor care au ajuns să lucreze pentru vreo 11.000 de lei pe lună, o oră lunea și două ore marțea. Da, în total 3 ore pe săptămână. Apoi trecem pe net și discutăm despre Petrov, despre perioada Cotroceni, despre luptele interne din PNL, despre educație și despre persoanele cu dizabilități ale căror drepturi sunt călcate în picioare în România, dar și despre actuala campanie electorală. Despre porcăria asta căreia îi spunem campanie electorală. Doamne, Doamne, ce candidați! Așa o să ne chinuim cu ei toată campania? Mai bine ne uităm la, nu știu, lupte cu râme. Cred că e mai spectaculos decât să-i vedem pe ăștia cu vreau o Românie normală, vreau români fericiți, sunt aproape de fiecare român, nimă. Unde-s cazmalele alea date în scăfârli în campaniile trecute? Of, m-am uitat la atacul lui Barna la Klaus Iohannis. L-ați văzut? Păi dacă nu sunteți atenți, a fost atac, cum să nu fie. Ceva de genul: aveți grijă, nu mă enervați că eu vă pup în fund de nu vă vedeți, da? Ei, drăcia dracului, vreți să nu mai stați pe scaun o lună? Că eu, când încep eu să pup în fund, apoi... Președintele Iohannis a fost un pompier pentru momentele când casa a luat foc și se prăbușa. Ăsta e atac la Klaus Iohannis? Nenea Barna, ăsta e atac mai mult la pompieri? Deci Curtea Constituțională a zis miercuri că președintele Iohannis a încălcat Constituția, iar tu, Barna, nu-l ataci cu asta, îl ataci cu tulumba, cu pompierul, cu flăcările, pe bune. După care vine Iohannis și ce face? Ne zice și el ceva care ne lasă: wow, serios? Boss, nu mai glumi, că îngheață sângele în noi, auzi? Un fel de pompier atomic care a prevenit să se prăbușească România. Pompier atomic? Era un film prin anii 60, Nea Iohăniță, Pompierul atomic. Comedie, normal. Ați văzut la Iohannis? Zâmbetul ăla, da. Eu știu că am îngropat pe cineva în beci, dar n-o să găsiți beciul în vecii vecilor. Nu știu, am așa impresia că dacă Iohannis îi propune lui Barna postul de consilier numărul 14, ăla care are grijă de murăturile doamnei Carmen, Barna zice: o, să rămână șeful, să rămână, e bine, e perfect, cum să nu? Eu oricum mă retrag din cursă și așa, îi intrasem să vă ajut, adică nu... Să vă fie rușine, mă, ne faceți să ne fie dor de aroganța cârlanului. În halul ăsta ne aduceți. Deputatul Liviu Pleșoianu ar fi trebuit să ajungă astăzi la ora 10 la biroul electoral central, însă a anunțat că a reușit să strângă doar 146.000 de semnături. Prin urmare, nu mai intră în cursa pentru Palatul Cotroceni. Uite că există și părți bune cu pragul ăsta de 200.000 de semnături. Mult mai puține decât părțile rele, cum ar fi siluirea democrației, dar există și părți bune. Îi mai ține pe nebune acasă. Pe de altă parte, ăștia precum Pleșoianu ar trebui băgați fără semnături în cursă. Te distrezi cu ei, știi, îi trimiți după țigări. Voi vă dați seama ce minte avea Pleșoianu dacă el făcea sondaje în fiecare zi pe pagina lui de Facebook și zicea după aia: ia uitați, eu sunt pe primul loc, o spun sondajele doamnelor și domnilor, adevăratele sondaje făcute pe pagina mea de Facebook. Rețelele sociale ia mințile, maică, ia mințile și nu le mai dă înapoi. E ca și cum m-aș duce eu acasă și mi-aș întreba cățelul: bă, îți place mai mult de mine sau de Iohannis? Care e Iohannis, mă întreabă câinele. N-ai tu treabă, bă, răspunde la întrebare. E, așa e Pleșoianu. Deci Pleșoianu e papa. Mă rog, el era dus de mult. La fel, Nea Pandele. Nea Pandele zice că a strâns semnăturile, dar ne iartă de data asta. Puh, ne-a trecut glonțul pe la ureche, auzi? Florentin Pandele, care era așteptat după ora 22 la BEC, a anunțat pe contul lui de pe o rețea socială că, deși a strâns peste 250.000 de semnături, se retrage din cursa pentru Palatul Cotroceni pentru că nu vrea să-i facă rău soției lui, Gabriela Firea, care este implicată în campania electorală a Partidului Social Democrat.
A, ce frumos! Nu candidează ca să nu-i facă rău Găbiței. Nea Pandele, cum zic, dacă ne faci bine nouă celorlalți, vom suporta și faptul că-i faci rău Găbiței. La ce mormandă bani aveți, cam cât de rău o să-i faci? Ce poate fi atât de rău? O bagi în pușcărie, ce-i faci, Doamne ferește? Mă rog, ideea e că s-a mai dus unul, Pandelică. Nu era vreun mare umorist, dar măcar mai făceam mișto de el. O să vedeți, tot de Orban o să ne luăm, ăștia sunt triști. Mai e diaconul, probabil nici nu este din casă în această campanie. Kelemen? Na, e prea civilizat Kelemen, l-am văzut, se plimbă cu trotineta. Ar mai fi paleologul, da, cu el ar mai fi ceva rost de caterincă. Dar mie să nu se stingă, a dat poantele alea bune la început, acum mai mult râde. Plus că îl văd acolo lângă el pe Băsescu turnătorul, îl văd pe traseistul ăla de Neamțu, îl văd pe nevinovatul de Tomac. Vă rog să ne tratați cu respect, aveți o atitudine de moșier. Mi-am asumat acest slogan, care spune exact ceea ce cred eu, și anume că da, sunt bună pentru România. Auziți, da, întreb și eu, n-am putea să vorbim cu doamna Nuții? Dăm bani, bineînțeles, păi da, spectacolul se plătește, domne. Ce credeți, că ăia de afară vin la România, au talent pe banii lor? Nu, sunt unii plătiți să ajungă la toate show-urile astea în toată lumea. De-aia zic, să băgăm niște oameni de ăștia, domne, să semene chestia asta cu o campanie electorală. Serios discutând, avem o competiție jalnică. Ei par plictisiți, ușor jenați de ceea ce spun, de faptul că sunt acolo. Sunt lucruri care se spun în campanie. Să proiecte, să viitor pentru copii, să o țară europeană. Toți vorbesc cu aceleași cuvinte în mare. Stabilitate, investiții, autostrăzi, guvern competent. Ei sunt plictisiți, noi suntem plictisiți, ca la ora de religie. În Rusia comunistă, prin anii 80, era un banc. Un pensionar ca Muitu, cu o plasă goală în mână, la ușa unui magazin alimentar, se întreabă: urma să intru sau tocmai am ieșit? Gluma e glumă, dar avem de lucru.